Ministrul Apărării Naționale, Mihai Moroc, Ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Șalaru, vor susține secretarea de acest. Domnul ministru. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență și interes. Sunt extrem de bucuros să am prilejul unei noi runde de convorbit cu Ministrul Apărării din Republica Moldova, colegul și prietenul meu, Anatolie Șalaru. Am avut anul acesta, sau de la preluarea mandatului meu, un număr mare de ocazii în care am discutat, inclusiv informat cu domnia sa. Chiar nu mai țin minte de câte ori am avut acest prilej în anul ce s-a spus. Este firesc să fie așa. Toate convorbirile noastre au fost speciale, pentru că, dincolo de discuțiile specifice dintre ministrii apărării, domnul Șelaru este, desigur, o personalitate cu experiență politică îndelungată în Republica Moldova și o prezență premiantă pe scena publică din Republica Moldova, așa că întotdeauna am ceva interesant, elevat de auzit pe de la dânsul. Am încheiat o rundă bună de convorbit, de convorbit bilaterale. Programul va continua, dar am acoperit linile esențiale ale agendei. Mi-am propus să discutăm despre cooperarea pe linia apărării și am făcut-o, despre cooperarea și sprijinul României în context NATO și Uniunea Europeană. Am atins și aici punctele esențiale și cred că în continuare ne vom apleca mai mult pe cel de-al treilea palier pe care l-am propus pentru agenda de azi, anume un schimb de vedere cu privire la evoluțiile recente din contextul regional de securitate. În privința relației dintre ministerele noastre, dintre forțele noastre armate, desigur, ele au un caracter special, de aceea și întâlnirile regulate pe care le avem, nu numai la nivelul conducerii politice a ministerilor, dar și la nivelul structurilor centrale, departamente, state majore general și respectiv al categoriilor de forțe. Ce ne-am propus cu această ocazie a fost să dăm un caracter chiar mai sistematic și mai susținut acestor contacte, să utilizăm Comisia Mixtă pe probleme de apărare pe care o avem de o manieră mai regulată și să ducem acest dialog și această cooperare și la nivelul unor unități din armatele noastre. Lucrăm la implementarea unui model care există între armatele moderne, un model de cooperare care se numește Sister Units. Și avem în plan să vedem dezvoltări și pe această direcție. În general, ne dorim să conferim acestei colaborări bune pe care am avut-o până acum. Am fost de acord că este un net teren ascendent în relația noastră pe linie de apărare în ultimii ani, coincid și cu mandatul domnului ministru Șelaru. Deci să imprimăm acestui trend deja, acestei calități deja evidente a schimburilor noastre pe linie de apărare, un caracter chiar și mai pragmatic și să urmărim o eficiență crescută în activitățile noastre. Nu ne-am rezumat doar la bilanțul bunei cooperări de până acum, că a fost vorba de învățământ militar, unde România a dublat, practic, în ultima vreme, numărul de locuri deschise militarilor, studenților din Republica Moldova, că a fost vorba de consiliere și expertiză pe documentele programatice pe care le-a adoptat Republica Moldova în domeniul securității și apărării în ultima vreme, sau de palierul operațional și de instruire.
ne-am fixat obiectivul de a finaliza programele începute și de a lua în considerare programe de cooperare mai complexe, programe de cooperare pe care să le concepem pe termen mai lung. În foarte pe scurt, în context NATO și Uniunea Europeană, sigur că România sprijină constant orice demers de apropiere a Republicii Moldova de NATO și de Uniunea Europeană, orice proiect pe care dânsii îl derulează în ideea consolidării raporturilor Chișinăului cu cele două organizații. Și în acest sens constatăm cu satisfacție că pe dimensiunea NATO există progrese certe în materializarea inițiativei de consolidare NATO, de consolidarea capabilităților de apărare. România este parte a acestor dezvoltări. De asemenea, s-au făcut pași decisivi în perioada recentă pentru operaționalizarea unui birou NATO de legătură la Chișinău. În privința contextului UE, Republica Moldova este deja prezentă cu activități pe linia desfășurată sub egida politicii de securitate și de apărare comună. Am fost pe aceeași lungime de undă cu domnul ministru Șovaru, în sensul că este dorit o intensificare și o amplificare acestei participări a Republicii Moldova la o politică aflată în creștere de profil în această perioadă în Uniunea Europeană. Sunt dezvoltările pe care le urmărim cu toții și este bine ca Republica Moldova, un partener important și dedicat al Uniunii Europene, să fie în pas cu aceste evoluții. În ce ne privește, am susținut constant ideea de consolidare a dimensiunii de apărare și securitate în cadrul parteneriatului estic și, sigur, am avut în vedere în mod special Republica Moldova, cum o facem constant. Cum aș opri aici, exprimând speranța că și domnul ministru Șalaru a perceput de aceeași manieră convorbirile pe care le-am avut și rog să adreseze. Mulțumesc, domnul ministru. În primul rând, eu vreau să mulțumesc domnul ministru Motov pentru invitația pe care mi-a făcut-o de a vizita din nou Ministerul Apărării după mai bine de un an de la ultima vizită oficială pe care am făcut-o și am constatat că în această perioadă lucrurile au evoluat, foarte multe s-au schimbat și a reînceput, reluat activitatea Comisia Mixtă. Am avut multe activități comune și în ceea ce ține de colaborarea noastră în cadrul NATO, DCBI. Ne-am dorit ca România să rămână în continuare partenerul strategic al Republicii Moldova, iar Ministerul Apărării Naționale să rămână partenerul strategic al Ministerului Apărării de Republica Moldova. Am constatat că relațiile noastre au evoluat la alt nivel. Astăzi, Armata Națională a Republicii Moldova se află într-un amplu proces de reformare și această reformare se face și cu ajutorul României, inclusiv ceea ce ține de modernizare, inclusiv ceea ce ține de dotare, inclusiv ceea ce ține de pregătirea specialiștilor, a ofițerilor. De asemenea, am discutat și aspectul politic. Astăzi, Republica Moldova este un stat în care există riscurile ca situația politică să degenereze, având pe teritoriul Republicii Moldova o armată rusă de ocupație, având pe teritoriul Republicii Moldova o armată a Transnistriei care este necontrolată și imprevizibilă. Și din această cauză, Armata Națională a Republicii Moldova trebuie să devină una modernă, capabilă să facă față oricăror provocări, nu numai atât din care vin din Transnistria,
dar și provocărilor războiului hibrid, care este dus de Rusia în foarte activ și foarte vizibil în Republica Moldova. De asemenea, trebuie să ținem cont de situația din Ucraina, de dorința Rusiei de a-și extinde zona de influență la Marea Neagră în Ucraina și de a crea așa numita Novorusie, o idee la care nu au renunțat și care încearcă să se extindă. Situația din estul Ucrainei, care este o situație îngrijorătoare pentru noi, și faptul că ultimul timp în Transnistria trupele care se află ilegal au desfășurat o activitate intensă și o colaborare nemai văzută până acum cu armata transnistriană, ne îngrijorează. Acest lucru l-am discutat și la summitul NATO, acest lucru a fost discutat ori de câte ori am avut această ocazie. Noi am cerut sprijinul României pentru ca trupele de pacificatori ruse din Transnistria să fie retrase și acest format de pacificatori să fie înlocuit cu un format ONU internațional, deoarece armata rusă din Transnistria, implicându-se direct de partea unei părți a conflictului și a pierdut calitatea de pacificator și a pierdut încrederea, este nevoie ca situația din Transnistria să fie readusă în la ordinea de zi a marilor cancelarii europene, mondiale, și să se facă aceste schimbări, deoarece numai în felul acesta există șanse ca această problemă să fie rezolvată în viitorul apropiat. Deși nu facem față discuțiilor de astăzi, vreau să salut decizia CSAT-ului, ceea ce ține de evaluarea situației din Republica Moldova, de evaluarea posibilităților de apropiere a acestor două maluri ale Prutului. Și pentru noi este foarte important ca noi, militarii, Ministerul de Apărării, să dăm tonul în acest proces de apropiere și să fim un exemplu și pentru alții, deoarece dacă nu va exista securitate, nu va exista stabilitate, nu vor exista nici alte schimbări, nici investiții, nu vor exista nici instituții puternice ale statului și nu va exista nici bunăstare. Eu vă mulțumesc!